Pentru dezăpezirea municipiului în această iarnă vor fi folosite și utilajele din cadrul edilitar a public, iar firmele de dezăpezire vor avea în dotare și utilaje de dimensiuni mici pentru a se putea intra în cartiere. Romanescu face apel către cetățeni să fie atenți unde își parchează mașinile atunci când va ninge, astfel încât în caz de nisori intervenția utilajelor de dezăpezire să nu fie îngreunată. De data aceasta licitațiile sunt făcute la timp, cred că s-au organizat acum o lună de zile, și societatea edilitară, dar sunt și prestatori care vor lucra în această perioadă de iarnă. I-a rugat și le-am solicitat în perioada anterioară, după evenimentele care le-am avut anul trecut, să aibă și mijloace de dimensiuni mai mici pe care să le poată folosi în cartiere mult mai eficient. Pe această cale vin și cu o rugăminte, o să fac și o conferință de presă înainte de începerea ninsorilor la Târgu Jiu, vin cu o solicitare și către cetățeni să încerce să înțeleagă faptul că de foarte multe ori anumite probleme nu se pot rezolva și datorită modului în care își parchează mașinile. Și ar trebui, mai ales în zonele aglomerate, în intersecții sau în cartiere, să lase posibilitatea utilajelor de la societățile care realizează aceste lucrări să poată să-și efectueze lucrările. Marcel Romanescu a explicat că s-a luat decizia de a fi închiriate utilaje de la firme prestatoare, întrucât o parte a celor de la edilitara erau vechi și greu de folosit. Condiția a fost ca utilajele închiriate să fie plătite doar 8 ore de funcționare pe zi. O parte dintre utilajele de la edilitara în momentul de față nu mai pot fi folosite, mai ales în condițiile actuale. Și de aceea s-a preferat o astfel de soluție. Adică dacă utilajele sunt vechi și nu le mai poți folosi, mai bine preferi să închiriezi astfel de utilaje de la societăți. Și aici vă dau un detaliu. Dacă la edilitara această activitate o plătești 24 din 24 pentru că sunt angajații societății, la societățile respective plătești doar 8 ore pe zi. Adică activitatea de staționare. Asta am impus în caietul de sarcini și acest lucru s-a și realizat, ca pe perioada iernii doar cele 8 ore să fie plătite.